Trenulețul Troi. Salut, Troi! E o zi perfectă pentru o plimbare în orașul trenurilor. Salut, Teo! Împodobești bradul de Crăciun? De ce e toată lumea morocănoasă? Oh, înțeleg! Un Crăciun fără zăpadă e destul de trist. Bună idee, Troi! Să mergem să vedem ce ar putea Teddy să facă! Salut, Teddy! Troi are nevoie de puțin ajutor să facă zăpadă în orașul trenurilor. Ai vreo idee? Oh, asta e minunat! Să începem! Oh, wow! Troi, Teddy te-a transformat într-un tun de zăpadă! Inteligentă mișcare, Teddy! Pălăria asta îi va ține de cald! Să mergem la treabă, Troi! Ne vedem mai târziu, Teddy! Wow! Incredibil! Orașul trenurilor o să iubească asta! Hei, ia priviți! Troi a găsit o cale să facă zăpadă de Crăciun! Ups! Poate ai exagerat puțin, Troi! Ha, ha, ha. Aici erai, Teo! E timpul să plecăm, Troi! Oh, nu! Troi, cum vei ajunge acasă cu șinele acoperite în zăpadă? Bună idee! Lopata pe care ți-a dat-o Teddy va putea curăța șinele de zăpadă! Perfect! La revedere, Troi! Ne vedem în curând! La revedere, Teddy! Mulțumim pentru ajutor!
O zi frumoasă, nu-i așa, Troi? Wow, Troi! Mașina aia merge prea repede! Trebuie să căutăm ajutor înainte să facă vreun accident. Să mergem în orașul mașinilor! Repede! Acum îl putem cunoaște pe noul nostru prieten. Care ne va ajuta să oprim mașina, Troi? Cred că aceea arată ca o mașină de poliție. Să-l ducem în stație și să aflăm. Oh, ia uite, Troi! Bine, Troi! Să mergem! Prima dată să descărcăm piesele. Wow! Asta e minunat, Troi! Salut, mașina de poliție! Încântați de cunoștință! Cum te cheamă? Matt? Bun venit în orașul mașinilor, Matt! Troi, treaba lui Matt este să ne apere orașul de băieții răi. Este foarte important. Matt, avem o treabă pentru tine. E o mașină care merge cu viteză mare pe autostradă. Repede, să mergem! Uite-o! O vezi, Matt? Prinde-o, Matt! Haide, Troi, să-i urmărim! Wow! Extraordinar, Matt! Ai oprit vitezomanul!
Mulțumită vouă, Matt și Troy, orașul mașinilor este în siguranță. Bună treabă! La revedere, prieteni! Ne vedem data viitoare!